Forțele navale americane vor continua misiunea de recuperare a resturilor submersibilului Titan, dar corpurile celor 5 persoane care au decedat nu au fost încă găsite. Cofondatorul companiei OceanGate, Guillermo Sonheim, a declarat că au fost luate toate măsurile de siguranță, dar va dura săptămâni până vom afla exact ce a dus la această catastrofă. E bine, despre acest subiect voi discuta mai departe alături de Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării și Securității. Salut, Florin! Bună, Alex! Florin, continuă căutările pentru rămășițele submersibilului și a persoanelor afișate la bord. Ce știm până acum? Așa este, Alex. Forțele navale americane, în special Garda de Coastă, a anunțat că continuă aceste căutări. În primul rând, toate rămășițile submarinului vor fi recuperate, tot ce se poate, pentru ancheta care va fi susținută de instituții ale statului american, inclusiv a procuraturii. Din păcate, oficialii americani sunt pesimiști când vine vorba de recuperarea corpurilor celor 5 persoane. La fel, forțele navale nu au vrut nici să confirme, nici să infirme despre explozia care s-a auzit de duminică, fiind vorba de o implozie a submarinului, chiar când nava a pierdut comunicațiile. Da, este vorba de faptul că ar fi vorba de un dispozitiv secret american, un echipament secret care implică mai multe microfoane în subacvatice, tocmai pentru a detecta nave de suprafață, dar și submarine. Deci acest lucru marina încearcă să evită, dar pentru CNN, un oficial al marinei, în condiții de anonimat, a spus că încă de duminică militarii știau că e posibil ca nava să fi făcut implozie. Cred că este important de spus și faptul că, în afară de cei doi pakistanezi, Shahada Daud și fiul său Suleiman, de 19 ani, toți ceilalți erau experimentați, vorbind de omul de afaceri fondator al lui OceanGate, Stockton Rush, a cărei soție Wendy este stră nepoata a două persoane care au decedat pe Titanic, dar era un pasionat al acestor activități, se scufunda la fiecare misiune. De asemenea, putem vorbi și de miliardarul britanic, dar și explorator Hamish Harding, care avea 3 recorduri în Guinness Book, unul dintre ele pentru cea mai lungă perioadă petrecută în groapa Marianelor. Și, bineînțeles, un fost scafandru al marinei franceze, Paul-Henri Nargelot, de 77 de ani, la fel un foarte experimentat scufundător. Deci erau oameni aventuroși, oameni cărora le plăcea să împingă limitele umane cât mai departe. Însă se pare că astfel de acțiuni câteodată sunt periculoase, mai ales când desfășori astfel de misiuni periculoase într-un vas, într-o navă. De data aceasta a fost vorba de un submersibil care nu este omologat și certificat de autoritățile unui stat. Florin, îți mulțumesc pentru informații.